Sfaturi pentru o minte sănătoasă. 1. Faceți baie caldă cât mai des. Chiar dacă nu dorești să o faci și ți-e mai comod să stai în pat, ridică-te și intră sub duș. Te vei elibera de toată energia negativă acumulată peste zi. 2. Puneți parfumul cel mai bun și nu uita de zâmbet. Asta îți va da încredere în tine. 3. Folosiți hainele cele mai bune. Nu aștepta nicio ocazie mai importantă de a-ți pune ceea ce te face să te simți bine și în armonie cu starea ta interioară. 4. Părăsește-ți casa, indiferent dacă nu ai pe nimeni de vizitat. Pune lesa câinelui și ieși afară. Nu ai un câine? Nu-i nimic. Ia o carte și îndreaptă-te spre cel mai apropiat parc. Sau stai pur și simplu în tăcere și binecuvântează trecătorii. Asta îți va ridica vibrația corpului. 5. Zâmbește în fiecare zi, puțin câte puțin o vei face, fără să-ți dai seama și te vei simți mult mai bine. Iar cei care te înconjoară îți vor răspunde tot cu zâmbet. Este forma cea mai simplă de a-ți face ziua mai frumoasă. 6. Fă-ți un capriciu bun și delicios. Răsfață-te. O poftă nu va ucide pe nimeni. 7. Iubește-te. Sună ușor, știu. Privește-te în oglindă cu respect și seninătate. Dacă nu ai nimic plăcut să-ți spui, rămâi tăcut. Amintește-ți că vocea ta interioară îți vorbește și îți vorbește cu multă dragoste și blândețe. Dacă nu înveți să-ți respecti excesul de greutate, înălțimea, dimensiunea bustului, vergeturile, celulita, este ușor pentru cineva să te rănească în intimitatea ta. 8. Amintește-ți că totul trece. Nimic nu durează pentru totdeauna. Lasă-ți lacrimile să curgă, dar nu rămâne în durere. Nu rămâne ancorat în suferință. Mâine vei începe să vezi cum, în ciuda rănilor, te vei vindeca. 9. Elimină din viața ta orice persoană care te-a rănit sau te-a făcut să te simți rău. Nu depinde de ei complet și, dacă ți afectează starea de spirit, învață să spui nu și să ieși din rând. 10. Rămâi cu cei care te fac să visezi, care te determină să te perfecționezi, care văd în tine magia pe care o ai și care te fac fericită.